Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pentru azi, servicii secrete, lovitura secolului. Cum au reușit BND și CIA să supravegheze jumătate de planetă? Agenția Centrală de Informații, Central Intelligence Agency, abreviat CIA, e un serviciu secret extern al Statelor Unite ale Americii, înființat în anul 1947. Pe lângă activitățile de spionaj, de strângere și de analiza informațiilor despre guverne străine și persoane, cu scopul de a le pune la dispoziția instituțiilor statului american și statelor partenere, CIA întreprinde și acțiuni sub acoperire cover operations în străinătate. Spre deosebire de NCA, CIA acționează mai mult prin resurse umane, human intelligence, decât prin interceptare, signal intelligence. În perioada războiului rece, principalul său adversar era KGB-ul, care s-a transformat după destrămarea Uniunii Sovietice în Serviciul Secret Intern Rus FSB, Serviciul de Securitate Federal, omologul FBI-ului și Serviciul de Informații Externe SVR, omologul CIA. Serviciul secret se află sub jurisdicția președintelui Statelor Unite. Unitatea e controlată în plus de către un comitet al serviciilor secrete format din membrii Senatului și ai Camerei Reprezentanților, însă, spre deosebire de alte servicii secrete americane, CIA-ul nu trebuie să-și facă public bugetul. Criticii consideră acest fapt că ar fi o încălcare a Constituției americane. Pe 13 mai 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că CIA a operat un centru secret de detenție în București, capitala României. Într-o altă decizie din 13 mai 2018, CEDO a stabilit că au fost încălcate mai multe drepturi fundamentale din Convenția Europeană a Drepturilor Omului în cazul lui Al-Nashiri versus Romania, printre care se numără interzicerea torturii, dreptul la libertate și securitate, dreptul la viață, abolirea pedepsei cu moartea și altele. Atât închisoarea operată de CIA în România, cât și cele din Thailanda, Lituania și Polonia au fost închise în anul 2006. În 2013, Edward Snowden a dezvăluit amploarea supravegherii globale a comunicațiilor, dar serviciul secret german BND și cel american CIA începuseră deja dinainte o acțiune de interceptare la nivel mondial. Ce știm despre Bundesnachrichtendienst, serviciile federale de informații BND? BND este serviciul de informații străine al Republicii Federale Germania, care alcătuiește informații externe politice, economice și militare. Ca autoritate federală superioară, subordonată direct biroului cancelarului, iar sediul BND este situat în centrul Berlinului și este cel mai mare sediu de informații din lume. BND are 300 de locații în Germania și în țări străine. În 2016 a angajat în jur de 6500 de persoane. 10% dintre aceștia sunt militari care sunt angajați în mod oficial de către Oficiul pentru Științe Militare. BND este cea mai mare agenție din Comunitatea Germană de Informații. BND a fost fondată în timpul Războiului Rece, în 1956, ca agenție oficială de informații străine din Germania de Vest, fiind în strânsă cooperare cu CIA. A fost succesorul organizației Kellen, anterioare, adesea cunoscută pur și simplu ca organizația. O organizație de informații din vestul Germaniei, afiliată CIA, a care existență nu fusese recunoscută oficial. Cea mai centrală figură din istoria BND a fost Reinhard Gehlen, liderul organizației Gehlen și mai târziu președintele fondator al BND, care a fost considerat unul dintre cei mai legendari spioni ai războiului rece. Încă din primele zile ale războiului rece, organizația Gehlen și mai târziu BND au avut o cooperare intimă cu CIA-ul și adesea au fost singurii ochi și urechi ai comunității de informații occidentale din blocul estic. BND este de asemenea considerat unul din cele mai bine informate servicii de informații în Orientul Mijlociu din anii 1960. A fost înființat rapid ca cea de-a doua cea mai mare agenție de inteligență a lumii occidentale, a doua după CIA. Atât Rusia cât și Orientul Mijlociu rămân focare importante ale activităților BND, pe lângă actori violenți nestatali. BND acționează azi ca un sistem de avertizare timpurie pentru a alerta guvernul german cu privire la amenințările la adresa intereselor germane din străinătate. Depinde în mare măsură de interceptări și supravegherea electronică a comunicațiilor internaționale. Colectează și evaluează informații despre o varietate de domenii, cum ar fi terorismul internațional nestatal,
proliferarea armelor de distrugere în masă și transferul ilegal de tehnologie, criminalitatea organizată, traficul de arme și droguri, spălarea banilor, migrația ilegală și războiul informațional. Fără Edward Snowden nu ar fi existat legea de funcționare a Serviciului German de Informații Externe, BND, modificată în 2017, căci abia prin dezvăluirile sale a devenit cunoscută implicarea profundă a BND în scandalul legat de Serviciul American de Spionaj, National Security Agency, NSA. Snowden a dovedit cu documente pe care le-a publicat în 2013 cum NSA supraveghează cu ajutorul BND comunicațiile prin internet din întreaga lume. Afectată de aceste practici a fost și cancelara Angela Merkel. De acest scandal transatlantic s-a ocupat la vremea respectivă o comisie a Bundestagului german, care a elaborat un proiect de reformare a legii de funcționare a BND. Toate bune și frumoase, doar că în cele din urmă a ieșit o nouă lege extrem de controversată. Fiindcă doar cetățenii germani sunt scutiți de supraveghere nemotivată în străinătate. Împotriva acestei legi a depus plângere la Curtea Constituțională de la Karlsruhe, între alții Organizația Internațională pentru Drepturile Omului, Reporteri Fără Frontiere. Procesul a debutat marți 14.01 și sentința este așteptată în termen de câteva luni. Plângeri au depus și câțiva jurnaliști de investigație străini. Ei își fac griji pentru propria securitate și pentru securitatea informanților proprii. Reporterul macedonean Goran Levkov investigează cazuri de corupție din țara sa, adesea cu legături directe sau indirecte în Germania, după cum susține el, și adesea dependent de surse de informații cu care comunică prin telefon, e-mail sau messenger. Levkov a subliniat: dacă sunt ascultate discuțiile cu informatorii mei, atunci sursele mele amuțesc. De aceea el consideră legea de funcționare a BND un atac grav asupra ziariștilor de investigație și a libertății presei. Aceasta este un pericol pentru drepturile fundamentale și drepturile omului. Guvernul german și împreună cu el BND-ul consideră însă că aceste temeri sunt nefondate. Executivul și Serviciul de Spionaj german consideră că supravegherea în masă a străinilor în străinătate este indispensabilă, mai ales în lupta contra terorismului. În acest scop, informațiile obținute sunt la nevoie stocate și transmise și altor servicii secrete străine. Șeful Cancelariei Federale, creștin-democratul Helge Braun, a amintit în debutul procesului și de tensiunile actuale din Iran, Irak sau Libia. El a subliniat că Germania are în context nevoie de informații de încredere în termen de doar câteva ore. Întrebarea cine a executat un atac sau altul poate decide dacă este război sau pace, a spus oficialul. Și cei care au depus plângere la Curtea Constituțională înțeleg motivele pentru care BND supraveghează comunicațiile prin internet în străinătate. Dar ei spun că legea este neconstituțională, fiindcă face distinția între germani și străini, fapt care contravine drepturilor universale ale omului. În plus, ei susțin că e imposibil din motive tehnice să filtrezi fără a comite greșeli întreaga telecomunicație prin telefon, e-mail sau chat. Se află în spatele fiecarei decizii de monitorizare întrebarea ce cetățenie deține cineva care comunică în afara Germaniei. Jurnalistul sloven Blaz Zgaga împărtășește temerile confratelui său Goran Levkov. Nu e deloc necesar ca un serviciu secret sau altul să-i supravegheze munca pe care o desfășoară în interesul societății. Eu cred că noi ziariștii ne aflăm de partea corectă și atunci de ce să ne spioneze? Oricum, ziariștii de investigații fac o muncă dificilă. Există presiuni imense, amenințări și probleme de ordin juridic. Iar monitorizarea sistematică îngreunează suplimentar această activitate, fiindcă numeroase surse potențiale de informații se tem să ne contacteze, a explicat Zgaga. Reprezentantul în proces al Reporterilor Fără Frontiere, Bian Moini, s-a arătat satisfăcut de felul în care a debutat procedura. În joc sunt garanții fundamentale că telecomunicațiile sunt protejate, iar Curtea Constituțională trebuie să decide dacă și BND trebuie să respecte această protecție când interceptează date în străinătate în timpul monitorizării internetului. În prezent, BND este autorizat să intercepteze enorm de multe date în scopuri foarte difuze și din motive derizorii să le prelucreze și parțial automatizat să le transfere unor servicii de spionaj străine. Moini consideră că s-a mers mult prea departe. El consideră că Germania așteaptă și din partea Serviciului Secret American, NSA, să nu-i supravegheze în masă și nemotivat.
De aceea ar fi foarte util ca într-o țară importantă, o instanță importantă, să-i pună BNT-ului bariere. Moeni speră că și în alte țări vor fi luate sub lupă activitățile agențiilor de spionaj. Cum au reușit BND și CIA să supravegheze jumătate de planetă? În 1970, reprezentanții ai BND și CIA au semnat la München un acord strict secret de parteneriat într-o operațiune calificată ulterior de CIA drept lovitura secolului în domeniul serviciilor secrete. BND a numit operațiunea Rubicon, în timp ce CIA i-a pus numele de cod Minerva. Întreaga poveste a fost dezvăluită acum, în februarie 2020, de televiziunea germană publică ZDF, de Washington Post și de televiziunea elvețiană. Obiectul parteneriatului serviciilor secrete germane și americane a fost firma elvețiană Crypto AG, unul din liderii mondiali pe piața tehnologiei de criptare. Firma a fost creată de Boris Hagelin, care a fost preocupat de criptare încă din anii 1930. Țări din lumea întreagă au cumpărat aparatura de încifrare produsă de compania din micul oraș alpin elvețian Zug, aparatură cu care și-au dotat ambasadele și oficiile guvernamentale și ale altor autorități de stat. În jur de 200 de angajați produceau și vindeau aceste aparate în peste 120 de țări. Cu toții ar fi fost să pare înșelați, pentru că nici măcar angajații nu aveau habar că firma la care lucrau aparținea de fapt celor două servicii secrete amintite. Prin contacte ale BND cu Siemens și printr-o casă de avocatură din Liechtenstein, s-a reușit acoperirea adevăraților proprietari ai Crypto AG. Profitul generat era împărțit de BND și CIA, doar în anul 1975, câștigurile fiind de 51 de milioane de franci elvețieni. Angajații BND le dădeau partea de profit partenerilor din CIA sub formă de bani cash în cadrul unor întâlniri strict secrete petrecute în garaje subterane. Începând cu 1970, experții BND și CIA s-au implicat în secret în studierea mecanismelor de criptare folosite în mașinile de încifrare produse de Crypto AG. În acest fel, agenții operativi ai celor două servicii de spionaj au putut ulterior să deșifreze comunicațiile criptate ale celor care foloseau respectivele tehnologii. Printre clienții Crypto AG s-au numărat Iran, Arabia Saudită, precum și state sud-americane și africane. Doar Uniunea Sovietică și China nu au cumpărat niciodată tehnologia Crypto AG. Cele două țări știau oricum. De exemplu, în 1989, când Statele Unite au invadat Panama, americanii au știut, datorită operațiunii Minerva, că dictatorul căutat, Manuel Noriega, se ascundea în ambasada Vaticanului din Panama City. Asta pentru că până și Vaticanul avea încredere să folosească aparatură vândută de Crypto AG. Un alt exemplu, în 1986, președintele american Ronald Reagan a anunțat public la doar o zi de la explozia unei bombe în clubul La Belle din Berlinul de Vest, soldată cu 3 morți și peste 200 de răniți, că în spatele atentatului s-ar afla regimul libian al lui Muammar Gaddafi. Reagan a avut această informație prin interceptarea unor comunicații ale ambasadei libiene din Berlinul de Est și din acest motiv fostul coordonator al serviciilor secrete din Cancelaria Federală, Bernd Schmidbauer, a afirmat că Rubicon ar fi făcut lumea mai simplă. Dar așa cum se întâmplă adesea în lumea serviciilor secrete, aceasta a fost doar o față a medaliei. BND și CIA au interceptat și comunicații din care au aflat cum torturau și omorau dictaturile sud-americane, cum erau plănuite lovituri de stat și comise masacre. Nu se știe dacă aceste informații au fost transmise guvernului german și Casei Albe. În 1981, în timpul războiului Malvinelor dintre Marea Britanie și Argentina, BND și CIA au pus la dispoziția britanicilor comunicațiile interceptate ale argentinienilor. În operațiunea Rubicon au fost spionate inclusiv membre ale Uniunii Europene și NATO, precum Italia, Spania sau Irlanda. Acest spionaj între prieteni a fost denunțat tot mereu de BND la partenerii americani, dar abia în 1993 BND a pus capăt operațiunii Rubicon la presiunea guvernului german. Un an înainte, Hans Bühler, care vindea în Iran aparatură de criptare produsă de Crypto AG, a fost arestat pentru spionaj în Republica Islamică. Bühler nu știa de fel ce se petrecea, dar iranienii nu l-au crezut inițial și l-au ținut închis aproape un an în condiții vitrege. A fost prea mult pentru Germania, iar BND a vândut CIA participația sa de 50% în Crypto AG.
CIA a dizolvat firma elvețiană abia în 2018. Firma nu mai era deja de mult lider de piață, iar serviciile secrete americane făceau deja afaceri cu furnizori de servicii de comunicații digitale. Prieteni, atât pentru azi. Sunt Cristian Alexandrescu, mulțumindu-vă încă o dată pentru faptul că ne urmăriți. Vă spun ca de obicei pe curând.